Este ora 11, urmăriți în continuare știrile dimineții la Digi24. Prima oprire a lui Emmanuel Macron în România va fi baza militară Cogălnicianu din județul Constanța. Este locul unde sunt mobilizate trupele franceze care pregătesc grupul de luptă NATO din România. Ne spune mai multe despre vizita președintelui Franței în România, Iulia Stanciu. Avionul prezidențial va ateriza în județul Constanța la Mihail Cogălnicianu. Cel mai probabil spre seară, Emmanuel Macron se va întâlni cu militarii francezi cantonați aici în baza de la Mihail Cogălnicianu. Tot aici mâine va ajunge și președintele României. Klaus Iohannis și Emmanuel Macron vor avea discuții premergătoare summitului NATO, care se va desfășura în Spania, la Madrid, la sfârșitul acestei luni. Așadar, noi rămânem aici în baza de la Mihail Cogălnicianu și vă vom ține la curent cu detalii despre vizita istorică din județul Constanța pe care o efectuează președintele Franței, Emmanuel Macron. Din România, de la baza Cogălnicianu, Emmanuel Macron va pleca apoi spre Republica Moldova. Liderul francez urmează să ajungă în zilele următoare și în Ucraina, alături de cancelarul german Olaf Scholz și de premierul italian Mario Draghi. Din motive de securitate, programele detaliate ale acestor vizite nu sunt date publicității. O informație neconfirmată oficial vine de la Kiev. Un parlamentar ucrainean scrie într-un mesaj pe Twitter că Macron, Scholz și Draghi ar urma să fie însoțiți și de Klaus Iohannis. Administrația prezidențială, contactată de Digi24, nu a dorit să comenteze o posibilă vizită a șefului statului în Ucraina. Vizitele președintelui și programul acestuia sunt anunțate doar de către administrația prezidențială. În al doilea rând, așa cum ați constatat deja din multele vizite care s-au făcut la Kiev până în momentul de față, acestea se anunță după ce au loc, nu înainte. Și o informație nouă venită chiar de la administrația prezidențială în contextul vizitei pe care o face Emmanuel Macron în România. Cei doi șefi de stat, citez, vor avea convorbiri oficiale și se vor întâlni cu militarii români, francezi și din celelalte țări aliate care se află pe teritoriul României, în cadrul efortului aliat de întărire a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, în contextul deteriorării situației de securitate din cauza agresiunii ilegale a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Și în același comunicat al administrației prezidențiale se precizează că cei doi președinți vor discuta despre modalitățile de a consolida pe mai departe parteneriatul strategic româno-francez, reînnoit în 2018 prin semnarea la Paris de către Klaus Iohannis și Emmanuel Macron a declarației politice aferente, ale cărei direcții de dezvoltare au fost detaliate în cadrul foii de parcurs semnate în 2020. O atenție deosebită va fi acordată coordonării pozițiilor celor două state în pregătirea reuniunilor Consiliului European de la Bruxelles, precum și a summitului NATO de la Madrid, care vor avea loc în a doua parte a lunii iunie. Un subiect prioritar, anunță administrația prezidențială, pe agenda întâlnirii oficiale va viza evoluția situației de securitate din regiune și efectele multiple ale războiului din Ucraina, alături de susținerea acordată Ucrainei și refugiaților de acolo, precum și propunerile legate de reconstrucția acestei țări. Cei doi șefi de stat vor discuta și despre sprijinirea în continuare a Republicii Moldova, țară care se confruntă cu numeroase provocări generate de efectele agresiunii ruse în Ucraina, inclusiv prin continuarea eforturilor de asistență prin platforma de sprijin pentru Republica Moldova, creată la inițiativa României, Franței și Germaniei în luna aprilie a acestui an, se mai arată în comunicatul oficial al administrației prezidențiale. Vă reamintesc, președintele francez va ajunge în această după-amiază în România și va vizita baza militară de la Mihail Cogălnicianu, apoi va pleca zilele următoare în Republica Moldova, după care urmează să facă o vizită extrem de importantă și la Kiev.